Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. Vă salutăm de aici din studioul Petrocen și vă mulțumim că și în seara aceasta ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi. Ca de fiecare dată și în această ediție vă aducem un invitat special, de fapt o revenire în studioul nostru a unui prieten drag, a unui om deosebit, un slujitor al lui Dumnezeu, așa că fără să mai stăm pe gânduri, îi spunem un bun venit domnului conferențiar universitar doctor, domnul Ciprian Terinte. Domnule profesor, bine ați revenit! Bună seara, bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație. Pentru cei ce nu vă cunosc, deși mă îndoiesc că sunt foarte mulți cei care nu vă cunosc, stimați prieteni, menționez faptul că domnul profesor este cadru didactic, este profesor la Institutul Teologic Pentecostal din București și de asemenea păstor la Biserica Pentecostală Vestea Bună din București. Pe scurt, un slujitor al lui Dumnezeu, un om care s-a pus de-a lungul vieții la dispoziția Domnului pentru propășirea Evangheliei până la marginea pământului. Și slavă Domnului că în seara aceasta a acceptat să discutăm împreună despre o temă, a spune eu, de mare actualitate și anume despre muncă. Vreau să discutăm, să vedem ce spune Biblia despre muncă, despre actul acesta de a munci, de a ne câștiga existența și apoi să vedem care sunt, să spunem, înțelegerile și mai ales principiile de bază, astfel încât să avem o muncă, o sursă de câștig după voia lui Dumnezeu. Dacă vorbim despre muncă, ne uităm în jurul nostru. Și dumneavoastră ați venit de la serviciu și eu de la serviciu împreună. Dacă ne uităm numai la ziua de astăzi, ce am făcut împreună, am făcut multe lucruri și slavă Domnului că suntem încă în stare, dar trebuie să înțelegem și vreau să vedem ce spune Scriptura. Pentru că, știm și noi, există și alte abordări. Oameni care iubesc munca, oameni care fac munca că trebuie, dar sunt și oameni, trebuie să recunoaștem, care nu le place să muncească. Care urăsc munca. Care urăsc munca. Așa că, domnule profesor, haideți să vedem așa, să o luăm cu începutul. Cum mi se pare, în primul rând, tema? Tema mi se pare foarte interesantă, de mare actualitate, pentru că fie că ne place sau nu ne place munca, tot muncim. Cea mai mare parte a vieții ne-o petrecem la muncă. Lucrul ăsta trebuie să-l constatăm. Chiar dacă nu suntem, eu știu, dependenți de muncă, așa cum se vorbește acum despre această tulburare psihologică, dependența de muncă, pentru că a fost trecut în rândul acestor tulburări, tot petrecem mult timp la muncă și de aceea cred că este foarte nimerit să avem o perspectivă biblică, o perspectivă creștină, să forăm revelația divină cu privire la acest domeniu al vieții, un domeniu foarte important și care, așa cum spuneam, este și foarte cronofag. Ne place sau nu, ne petrecem mult timp acolo și este bine să știm ce vrea Dumnezeu de la viața noastră profesională, pentru că în niciun caz, zic eu, n-am găduit Dumnezeu să petrecem cea mai mare parte a timpului nostru într-un loc în care ne pierdem timpul. Ar fi o mare risipă de resurse din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu știm că nu face risipă de resurse, de aceea cu siguranță El are ceva de spus cu privire la activitatea noastră profesională. Știu că sunteți un specialist al Noului Testament și v-ați petrecut și vă petreceți foarte mult în studiul Noului Testament, dar vreau să vă duc puțin în Vechiul Testament, mai exact în Cartea Geneza, la începutul începutului, atunci când, înainte de cădere, Dumnezeu, în grădina aceea frumos pregătită pentru Adam, i-a dat ceva de făcut, niște preocupări, vorbind de înainte de cădere. Nu știu dacă aș putea să o numesc muncă, dar cel puțin Adam a pus numele la animalelor, vietăților de acolo, îi spuse să păzească, da? Avea ceva, deci practic încă de la început Dumnezeu i-a dat lui Adam de făcut ceva. Nu stătea doar așa să privească cerul și să se bucure de ce avea acolo. Asta o primă parte și apoi, după cădere, se întâmplă, să spunem, blestemul acela sau porunca clară de a să merge și prin sudoarea frunții. Așa că haideți să ne uităm puțin aici la începutul începutului, pentru că vreau să vedem cum a poziționat Dumnezeu
să spunem, preocuparea aceasta pe care a dat-o lui Adam și apoi înainte de cădere și apoi după cădere. Da, da. Cred că nu greșim cu nimic dacă numim activitatea lui Adam muncă. Activitatea de asta lui dinainte... Da, am dinainte... fost precaut, nu i-am zis asta pentru că el nu-și câștiga pâinea din asta, nu trăia din asta, dar totuși făcea ceva, nu stătea degeaba. Da, activitatea edenică a lui Adam putem să o numim muncă. Iată ce spune Sfânta Scriptură, așa cum ați început să citați din Geneza, capitolul 2, versetul 15, spune: Domnul Dumnezeu l-a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Da. Asta înseamnă că ceea ce face Adam acolo este muncă. Ce trebuie să știm, de aceea este nimerit, așa cum ați propus, să începem discuția noastră cu Cartea Genezei și în mod special cu ce se întâmplă înainte de cădere, pentru că aici descoperim faptul că munca nu este un blestem, așa cum și-au imaginat unii. Munca nu este un blestem. Munca, și deci și pământul și tot ce ține de activitatea profesională și de viața activă, s-a împărtășit de blestemul căderii în păcat. A fost afectată ca orice domeniu al vieții, ca orice domeniu al existenței umane, a fost afectată de căderea în păcat. Omul a atras, să spunem, în materialitate, în cădere. Deci întreaga creație, practic, a fost afectată. Toată creația. Tot ce înseamnă creație materială și imaterială, tot ce ține de existența universului nostru sublunar, totul a fost atras odată cu omul și de către om, putea spune, în acest marasm, în această mocirlă a păcătoșeniei, a stricăciunii, a decăderii, a dezintegrării. Da, să spuneați, o mică paranteză, spuneați dumneavoastră într-o altă emisiune frumos că odată cu refacerea omului și revenirea la statutul pe care l-avea, da, împreună cu Dumnezeu în desăvârșirea, în forma aceea de desăvârșire, se reface întreaga creație, practic, se readuce și creația. Sigur, sigur. Și dacă tot ați adus în discuție ideea aceasta eschatologică, nu este prea devreme, nu neapărat să terminăm într-o notă eschatologică, putem face și lucrul acesta, dar de ce să nu vorbim, să nu precizăm de pe acum faptul că dacă planul lui Dumnezeu este restaurarea creației, a întregii creații, începând cu omul, pentru că omul este cununa creațiunii sale, este singura făptură creată de Dumnezeu după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, de aceea și a avut capacitatea sau zicem potențialul de a păcătui, pentru că și-a exercitat greșit libertatea, asta este definiția teologică, în mod special patristică, a păcatului. O folosire greșită a libertății umane. Unul dintre părinții bisericii spunea că Dumnezeu l-a înzestrat pe om cu atâta libertate încât i-a dat libertatea de a-și folosi greșit libertatea. Ce frumos, da. Foarte frumos. Deci păcatul este un eșec al libertății. Este o folosire greșită, defectuoasă a libertății și dacă Dumnezeu intenționează, plănuiește să răscumpere întreaga creație, începând cu făptura umană, de aceea noi acum suntem, trăim prin Duhul, suntem înnoiți în Hristos de Duhul Sfânt și trăim prin Duhul, Duhul începe să înnoiască creația, conform cu Romani 8, începând cu omul, de aceea Apostolul Pavel spune că noi avem cele din tâi roade ale Duhului, deci avem, să spunem, cele din tâi roade erau pârga. Da? Noi avem pârga. Înnoirea lăuntrică a Duhului Sfânt este pârga. Dar după pârgă urmează recolta. Recolta Duhului va fi înnoirea întregii creații, așa cum o găsim descrisă în Romani 8. Dar dacă Dumnezeu răscumpără, repet, întreaga făptură umană, și asta trebuie să știm că mântuirea noastră este o mântuire care vizează întreaga ființă umană în dubla ei textură, suflet și trup. Da? Pentru că știm că făptura umană are o natură compozită, să spunem. Materială și imaterială, da? Trup și suflet. Mântuirea vizează ființa umană în integralitatea ei, în totalitatea ei. Și atunci asta înseamnă că Dumnezeu intenționează și răscumpărarea tuturor dimensiunilor existenței umane, printre care și munca.
despre care aflăm, iată, încă din Cartea Genezei, că este una dintre dimensiunile definitor umane, să spunem așa. Niciunei făpturi Dumnezeu nu i-a dat, nu i-a trasat ca sarcină în acea fericire și desăvârșire edenică, niciunei făpturi Dumnezeu nu i-a trasat ca sarcină munca, lucrul, activitatea. Ci omului. Asta înseamnă că atunci când omul va fi răscumpărat, restaurat în mod deplin de Dumnezeu, nu este greșit să spunem că așteptăm o răscumpărare deplină, pentru că Apostolul Pavel în același capitol 8 din Romani spune că firea așteaptă împreună cu noi răscumpărarea trupurilor noastre. Deci deocamdată trupul nostru nu este răscumpărat pentru că este supus mortalității, stricăciunii, putrezirii. Spune foarte clar Apostolul Pavel acolo, dacă Duhul Celui care locuiește în noi l-a înviat pe Domnul Iisus Hristos din morți, va învia și trupurile noastre muritoare în ziua aceea. Dar asta înseamnă că va răscumpăra și dimensiunile existenței noastre, una dintre acestea fiind munca. Deci munca noastră va redeveni edenică, să spunem. Și până a discutat despre asta, trebuie să le spunem poate telespectatorilor noștri foarte clar că unii creștini își imaginează în mod greșit mântuirea ca pe un fel de călătorie interstelară către o ambianță celestă, angelică, în care se va lenevi perpetu. Exact. Nu asta este mântuirea. Mântuirea constă în foarte scurte și sărace cuvinte, pentru că nu putem niciodată să descriem slava cerească pe care ne-a pregătit-o Dumnezeu. Apostolul Pavel spune că atunci când a fost, când a avut acea experiență extatică, acea răpire în Duhul, da, a văzut acolo lucruri despre care nu este îngăduit omului să spună. Și noi adesea înțelegem că un înger la ieșirea din acea experiență extatică oarecum a stat la poartă și a zis să nu spui nimănui. Da? Ți s-a arătat, dar nu spui nimănui. Nu, Apostolul Pavel se referă la faptul că nu putem descrie sau am prejudicia grav frumusețea slavei divine dacă am încercat să o descriem. Iată, nici cel care a văzut-o nu s-a încumetat să, sau a văzut un crâmpei din ea, nu s-a încumetat să o descrie. Cu atât mai puțin noi n-ar trebui să încercăm asemenea descrieri. Dar trebuie să știm că, conform Sfintelor Scripturi, acolo activitatea noastră este descrisă ca domnie împreună cu Hristos. Or, a domni înseamnă a conduce, a gestiona, ceva. A guverna, a face ceva. Da? Asta înseamnă că Dumnezeu, atunci când ne va răscumpăra în mod deplin și vom trăi în împărăția Lui, va răscumpăra și activitatea noastră, adică munca noastră, și munca vom vedea, pentru că bănuiesc că vom descrie și în felul în care căderea a afectat munca, munca nu va mai fi ca acum, adică istovitoare, neîmplinitoare, eu știu, aducătoare de multă trudă, de mult necaz, de multă insatisfacție, de conflict uneori, de aceea și vedem expresia conflict de muncă, așa, ci va fi o muncă care îi va fi închinată lui Dumnezeu prin faptul că va fi folosită de Dumnezeu pentru instaurarea și menținerea voii sale în creația răscumpărată. Cum ne rugăm noi în Tatăl nostru? Eu mereu le spun studenților mei, cred că cel mai bine cunoscut pasaj din Noul Testament este rugăciunea Tatăl nostru și tocmai pentru că este atât de bine cunoscută, acordăm cea mai puțină atenție teologiei acelei rugăciuni. Tocmai pentru că suntem foarte familiarizați și rostirea ei a devenit poate un clișeu formal, religios. Da, o formalitate. Dar în rugăciunea Tatăl nostru noi spunem: sfințească-se numele Tău, facă-se voia Ta, da, precum în cer, așa și pe pământ. Da? Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Asta înseamnă că venirea împărăției lui Dumnezeu și, să spunem, cuprinderea întregii creații, înglobarea, încorporarea întregii creații în împărăția lui Dumnezeu. Sau, dacă descriem mișcarea aceasta dinspre biserică, spre împărăție, atunci spunem îmbisericirea lumii, cum spun unii dintre teologii răsăriteni, foarte frumos și corect, foarte, după părerea mea. Când se va produce această
îmbisericire a lumii sau înnoirea creației, sau cum spune Domnul Hristos, înnoirea tuturor lucrurilor, atunci guvernarea noastră, activitatea noastră va consta în, tocmai în împlinirea rugăciunii Tatăl nostru. Facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Vom fi folosiți de Dumnezeu, vom participa alături de Dumnezeu la implementarea voii lui Dumnezeu în creația răscumpărată. Ceea ce, ca să pornim discuția noastră mai prezentistă, să spunem așa, mai imanentă, ceea ce ar trebui să începem a face de pe acum. Și cu asta pășim pe tărâmul discuției despre scopul muncii. Exact. În, da. În momentul în care spuneam Dumnezeu ne răscumpără, Dumnezeu răscumpără toate dimensiunile existenței noastre umane. Știți că e ca o vindecare totală, da. Așa văd eu. Da. Ca o molimă la nivel global, da, univers, da. La nivelul universului și prin răscumpărarea aceasta a omului inițial și apoi a întregii creații, Dumnezeu, practic, natura întreagă, tot ce înseamnă univers va fi adus așa cum a fost înainte de cădere. Da, da. Să descriem întâi, să fim onești față de revelația biblică și să descriem, iată, sau să citim felul în care Biblia descrie căderea omului și a muncii odată cu el, a tuturor sferelor existenței sale, în păcat, în putrezire, în dezintegrare. Mă rog. Și în Geneza, capitolul 3, începând cu versetul 17, Scriptura spune, omului i-a zis Dumnezeu, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta, cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Spin și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Așadar, munca devine, să zicem, nu un blestem, ci blestemată odată cu omul, pentru că sigur sunt, așa cum spuneam, sunt afectate, sunt compromise toate laturile existenței sale. Dar în momentul în care Dumnezeu răscumpără făptura umană în Hristos, și Apostolul Pavel spune foarte clar că lucrul acesta se petrece în Hristos, este foarte utilă reiterarea acestei expresii pauline, expresii pe care Apostolul Pavel o folosește, am putea spune, după canoanele stilistice de astăzi, aproape obsesiv. Adică apare de peste 100 de ori, expresia în Hristos, în Domnul, în El, de peste 100 de ori în epistolele sale. În Hristos, Dumnezeu introduce ființa răscumpărată a omului și acolo, în Hristos, se produce sau se declanșează, să spunem, se declanșează înnoirea pe care Dumnezeu o plănuiește spre a o desăvârși la revenirea Domnului Hristos. Dar asta înseamnă că omul este răscumpărat cu tot cu munca lui. Ce înseamnă ca munca omului să fie răscumpărată pentru Dumnezeu? Munca, și aici trebuie să recunoaștem că această perspectivă biblică este articulată pentru prima dată cu claritate, cu limpezime, de către reformatori, în mod special de Calvin, el a fost teologul reformei. Munca este răscumpărată în sensul că ea devine o formă de închinare înaintea lui Dumnezeu. Iată de ce ajungem în punctul acesta la o altă perspectivă larg răspândită în mediile creștine, dar greșită cu privire la muncă. Și anume avem această perspectivă, să-i spunem, dualistă. Munca ține de pământ, ține de sfera imanentă, ține de materialitate, de ceea ce este nespiritual și abia după ce ne terminăm munca, ne putem ocupa de lucrurile spirituale. Adică, mai zicem noi câteodată, ne ocupăm de cele pământești, munca, serviciu, în general, dar după aceea trebuie să ne facem timp și pentru cele duhovnicești. Adică să mergem la biserică,
și așa mai departe. Să practicăm disciplinele, să ne facem timp pentru citire, rugăciune, da? Da, pentru vizitarea celor care au nevoie de vizite și așa mai departe. Este foarte adevărat că trebuie să avem și aceste activități de pietate, să le spunem, activități spirituale. Dar această perspectivă dihotomică asupra activității noastre, în general activității zilnice, este greșită. Pentru că, așa cum spuneam, în teologia creștină, mai cu seamă de la reformă încoace, munca și activitățile spirituale formează un tot indestructibil care se numește închinare înaintea lui Dumnezeu. Adică munca noastră poate să-i fie închinată lui Dumnezeu. Să ne facem, să prestăm activitățile profesionale, și Apostolul Pavel spune lucrul acesta, nu prea a fost explorată până la reformă învățătura lui cu privire la acest lucru, pentru că teologia a fost preponderent contemplativă. Și atunci, dacă s-a vrut această recâștigare a omului înger care se desăvârșește prin contemplație, da, s-a vorbit mai puțin despre muncă și cum poate fi ea răscumpărată pentru împărăția lui Dumnezeu. Dar iată cum poate deveni munca o închinare. Aș dori să citim un text al Apostolului Pavel, tulburător, aș putea spune, din Coloseni, din capitolul 3, unde el li se adresează familiilor și din familii în vremea respectivă făceau parte și sclavii. Dacă ne uităm în texte asemănătoare din ale filozofilor antici, vedem că există astfel de adresări, de coduri familiale, le spunem noi în general în cercetarea teologică științifică. Există astfel de coduri familiale, dar niciodată autorii acestor texte, să spunem, nu li se adresează sclavilor. Sclavii sunt considerați chiar și la mințile luminate, la gândirile fondatoare ale culturii europene, sunt considerați niște unelte vorbitoare. Ei au, spunea de pildă Aristotel, ei au rațiune atâta cât să înțeleagă ce le spui, dar nu au rațiune pentru a emite, eu știu, pentru a filozofa, pentru a contempla. Da? Atât numai cât să înțeleagă. E ca și cum ar înțelege o comandă verbală, astăzi un dispozitiv digital, da? Înțelege exact o comandă verbală și atât. Nu poți conversa cu el. El nu poate procesa anumite date astfel. Are un limbaj limitat. Da, are un limbaj limitat. Ei, spre deosebire de acești gânditori luminați, să spunem, ai vremii, Apostolul Pavel, iată, crede în ceea ce noi numim astăzi demnitatea umană intrinsecă. Da? Omul este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și oricare ar fi condiția lui socială, poartă amprenta creatorului său în ființa sa. În mod juridic, ceea ce noi numim chipul și asemănarea lui Dumnezeu în lumea juridică, asta se numește demnitate umană, human dignity, da, se spune. Și practic sunt multe ONG-uri și asociații, da, care apără lucrul, sigur, practic, da, natura aceasta. A zice că este ceea ce Dumnezeu a lăsat, cum a spus dumneavoastră, amprentă. Da, da. Și asta rămâne, indiferent de cine este omul, cât de bun, cât de rău, cât de pregătit, cât de pregătit, tot ne naștem cu această demnitate, sigur, umană, și e bine să o păstrăm, să luptăm pentru ea. Da. Și știți că e preocuparea noastră a creștinilor în general. Da, am accentuat acest lucru pentru că sunt din ce în ce mai multe voci, așa zis, avizate, care vorbesc despre felul în care creștinul a compromis cultura umană, ceea ce nu este adevărat. Sigur, nu despre asta e discuția noastră, dar iată, Aristotel credea că există sclavi după fire, în greacă kataphiusin. Sunt oameni care după fire sunt sclave, adică sunt și pe aceștia, zicea el, divinitatea i-a înzestrat cu maximum jumătate de creier. Deci le-a pur și simplu le-a micșorat creierul, le-a redus creierul pentru că a știut că nu au nevoie de el. Iată, la în perspectiva creștină, lucrurile stau cu totul altfel. Se crede în această demnitate umană, componenta divină. Componenta divină, amprenta divină asupra făpturii umane. Și Apostolul Pavel li se adresează și iarăși foarte interesant că cea mai mare unitate de text din acest fragment
le este adresată acestor sclavi. Și se spune în felul următor în Coloseni 3:22. Robilor, sclavilor, ascultați în toate lucrurile de stăpânii voștri pământești, nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, da? Și să vedem de ce sclavul creștin trebuia să performeze, să-și facă foarte bine treaba, să se achite de toate sarcinile cu maximum de sârguință, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Da? Din capul locului ni se spune că sclavul de atunci și angajatul de astăzi, chiar că nu este un sclav, dar sunt multe de vorbit în privința asta, și angajatul de astăzi trebuie să facă lucrurile, să-și presteze activitățile profesionale, nu de teama sancțiunii, nu de teama penalizării, nu de teamă că nu va obține promovarea la care visează, ci trebuie să fie motivat de respectul său profund pentru Dumnezeu. Asta înseamnă teama de Domnul în Sfintele Scripturi. Da? Așa este. După aceea spune, orice faceți, lucrurile, să zicem, devin mai limpezi și mai radicale. Orice faceți, să faceți din toată inima, cu alte cuvinte, puneți suflet în ceea ce faceți. Nu mergeți la serviciu gândindu-vă cu groază că urmează o nouă zi de lucru. O nouă zi în care vă veți întâlni cu șefii, cu colegii, o nouă zi în care trebuie să munciți. Puneți suflet în ceea ce faceți. Da? Și parcă zine să întreb, dar Apostolul Pavel, cum a putut spune lucrurile astea? Sigur nu mi-a cunoscut el șeful. Sigur n-a știut el ce colegi am, că dacă ar fi știut el că există și asemenea colegi, n-ar mai fi zis să pun și suflet. Dom'le, merge acolo, îți câștigi pâinea, dar să pui și suflet acolo în colectivul acela. Să faci ceva din tine. Da, alterat de imoralitate, de conflicte interne, de intrigi pentru putere, de, eu știu. Orice faceți, faceți cu toată inima, puneți suflet ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Asta înseamnă că angajatul creștin, sau eu știu, angajatorul creștin, merge la serviciu lucrând pentru Domnul. Deci, Apostolul Pavel spune, când te achiți de o sarcină, achită-te nu ca și cum te-ar controla șeful, ci ca și cum ar veni Domnul după aceea să verifice calitatea lucrului tău. Ca pentru Domnul. Asta înseamnă ca pentru Domnul. Da. Mi-ați aruncat mingea la filou acum o întrebare foarte importantă. Lucrând în diverse domenii și văzând ce se întâmplă, ceea ce spuneți dumneavoastră, practic plecând de la versetul acesta, de ceea ce de multe ori mă gândeam eu și spuneam că, așa ca o lozingă, creștinul trebuie să-și depășească condiția la serviciu, indiferent de job-ul pe care îl are, din pricina mărturiei. Că întrebarea pe care vreau să vă pun este, din ce pricină? Ce îl ajută pe Domnul sau care este, sau comunitatea creștină, sau cu ce afectează imaginea lui Dumnezeu o abordare nepotrivită a acestui verset. O neachitare a sarcinilor, o muncă de mântuială, da. O nerseriozitate din partea celui. Da. E afectat sau nu e afectat? Cu siguranță că da. Da. Și e o întrebare foarte bună, ne ajută să clarificăm niște lucruri până parcurgem textul în întregime. Creștinul este întotdeauna, nu-i așa, spunem noi, o oglindă a împărăției lui Dumnezeu. O oglindă, chiar dacă ni se pare că rostim cuvinte mari, dar el traduce în sfera umană misterul Sfintei Treimi. Biserica și fiecare creștin, prin familia lui, prin activitățile lui, traduc în sfera umană, dacă vreți, frumusețea Sfintei Treimi și a transcendenței divine. De fapt, asta este voia lui Dumnezeu cu privire la biserică. Biserica trebuie să fie instrumentul prin care Dumnezeu începe să întipărească asupra ordinii prezente ordinea transcendenței sale. Dar asta înseamnă îmbisericirea lumii. La asta se referă Apostolul Pavel când spune, dar asta e o discuție foarte interesantă, dar poate n-ar fi rău să o atingem. În ultimul verset din... și haideți să o facem, poate avem timp. În ultimul verset din 1 Corinteni, capitolul 15,
El spune în felul următor. De aceea, după ce vorbește despre înviere, a vorbit despre înviere și noi spiritualizăm foarte mult învierea. Ne se pare că, zicem noi, la înviere, Dumnezeu, așa ne imaginăm noi învierea. Va veni, am întâlnit chiar creștini care au spus, va distruge tot, Dumnezeu va distruge tot, va șterge tot, da, și noi vom trăi într-o sferă transcendentă ca niște siluete diafane, așa, și nu vom mai avea nevoie de absolut nimic într-o, cum spuneam, inerție eternă. Da. Ceea ce nu este adevărat. Pentru că Apostolul Pavel, după ce pledează, argumentează, de fapt, învierea în trup, asta trebuie să înțelegem, caracteristică teologiei creștine, eschatologiei creștine, nu este învățătoarea despre înviere, ci înviere în trup, da? Răscumpărarea trupului. Și spune așa, în ultimul verset, de aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți și acum, sporiți totdeauna în lucrul Domnului. Este foarte interesant. Sporiți totdeauna în lucrul Domnului și noi ne gândim doar la activități religioase. Asta credem noi că e lucrul Domnului. Dar el spune, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Acum, să pornim de la concepția noastră greșită, dar să folosim o imagine, o alegorie. Imaginați-vă că eu vă spun, construiți un castel de nisip, așa cum vă pricepeți, poate nu sunteți mare meșter, mare artist, construiți un castel de nisip până mă întorc eu și previn în emisiune, în timpul unei pauze publicitare, că munca noastră nu va fi în zadar. Și dumneavoastră faceți acel castel, să zicem, da, ca să fim mai realiști, un castel de cuburi, din cuburi, așa, un castel din Lego, îl faceți așa, imperfect, cum v-ați priceput. Eu vin și zic, bun, atât ați putut face, îl dărâm și fac eu altul perfect, mult mai somptuos. Acum, întrebarea mea este, munca dumneavoastră n-a fost zadarnică, dacă lucrurile se întâmplă așa? N-a fost zadarnică? Omenește așa-și gândi. Așa este zadarnică. Și ați fi supărat. Ei, tocmai de aceea lucrurile nu vor sta în felul acesta la înviere. Dacă noi muncim acum, da, și ne imaginăm că Dumnezeu ne spune, noi faceți tot ce puteți face, mă rog, religios, profesional, faceți tot ce puteți face, că atunci când vin eu, da, mătur tot, distrug tot, dau tot la coșul de gunoi, bineînțeles că fac eu totul, unii și imaginează că va fi o altă creație ex nihilo, ceea ce nu este biblic, fac eu totul la loc, da? Și după aceea ne bucurăm toți o veșnicie. Și un pământ nou, deci... Da. Da. Nu, n-ar însemna asta că munca noastră a fost zadarnică. Sigur, unii se gândesc aici doar la o anumită recompensă cerească pe care o vor avea. Dar recompensa nu este așa cum noi imaginăm noi un soi de, nu știu, premiere. Comoară, premiere și așa mai departe. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură și nu e timpul să discutăm acum, recompensa va consta în responsabilități pe care le vom avea în guvernarea pe care o vom exercita alături de Domnul Hristos. Da? Robului acelui credincios se spune, bine rob credincios, celui care și-a pus talanții în negoț, primește stăpânirea a 10 cetăți. Înseamnă că în funcție de credincioșia cu care am lucrat și de potențialul cu care ne-a înzestrat Dumnezeu, vom guverna, vom munci. O cetate poate fi o galaxie, hai să zicem. Cine știe? Nu știm. Nu știm, da, cum va arăta noua creație a lui Dumnezeu, universul lui Dumnezeu. Dar dacă Dumnezeu ar veni și ar da cu piciorul, ar anihila tot ce am făcut noi până aici, n-ar fi munca noastră în zadar. Dar Apostolul Pavel nu spune munca voastră nu va fi în zadar, căci va fi răsplătită. Spune căci munca voastră, osteneala voastră, efortul vostru nu va fi zadarnic. Înțeleg de aici că în gândirea Apostolului Pavel, tot ceea ce noi clădim acum va fi, într-un fel, inimaginabil pentru noi acum, dus la desăvârșire în momentul în care va reveni Domnul, da? Și extins în toată creația. Desăvârșirea aceasta va fi extinsă în toată creația. Deci nu se va anula ce am făcut noi până în momentul de față. Și practic avem și ideea aceea pe care ne-o știm, că Dumnezeu
conlucrează cu omul, cu ființa umană. Sigur, omul este chemat să participe. Asta nu înțelegem noi. Teologia noastră nu este suficient de participativă. Ori ăsta este tocmai harul, este, dacă vrem, esența harului pe care Dumnezeu ni-l arată, ni-l oferă în Domnul Hristos. Harul pe care îl avem în Domnul Hristos nu este scăparea de flăcările iadului. Asta este un bonus. Harul pe care îl avem în Domnul Hristos este harul participării alături de Dumnezeu la împlinirea și în final la desăvârșirea planului său cu toată creația. Foarte Suntem frumos. Lucrători împreună cu Dumnezeu, cum spune Apostolul Pavel. Ei, lucrători împreună cu Dumnezeu, ca să revenim la întrebarea noastră, lucrători împreună cu Dumnezeu nu suntem doar în biserică sau când vizităm bolnavi sau când facem milostenie și așa mai departe. Lucrători împreună cu Dumnezeu suntem și la locurile noastre de muncă. Așa ne spune Apostolul Pavel aici. De aceea, întrebarea noastră era, afectează cu ceva mărturia lui Dumnezeu? Sigur că o afectează. Da? Pentru că lumea se uită și spune, vede în noi calitatea împărăției lui Dumnezeu. Dacă acea calitate este proastă, nimeni nu dorește să adere acolo unde calitatea este la ceea ce se prezintă prost din punct de vedere calitativ. Ori suntem chemați să întrupăm, dacă vreți, farmecul, frumusețea împărăției lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, noi răspândim mireasma împărăției lui Dumnezeu în jurul nostru. Asta înseamnă că chiar dacă nu este apreciat farmecul acela al împărăției lui Dumnezeu, deși uneori este apreciat, farmecul împărăției lui Dumnezeu trebuie să se răspândească prin ființele noastre și tot ceea ce emanăm ca făpturi umane. Deci și prin activitățile noastre profesionale, pentru că, repet, la serviciu ne petrecem cea mai mare parte din zi și din viață, poate. Iată de ce spuneam la început, este cu neputință ca Dumnezeu să risipească acest timp. Dacă avem această perspectivă dihotomică, atunci e ca și cum Dumnezeu ne pune să pierdem, da? Să îngăduie să pierdem cea mai mare parte a vieții la serviciu și ne lasă o foarte mică părticică acolo să mai facem câte o binefacere, să mai mergem la biserică, mai mergem la o repetiție, ceea ce nu este adevărat. Ele trebuie îmbinate armonios, astfel încât să construim, să manifestăm, dacă vreți, prin Duhul lui Dumnezeu și în Hristos, domnia lui Dumnezeu în lume. Deci aș merge puțin mai departe, da, și aș spune în mod direct, slujesc pe Domnul, da, și prin munca mea. Da, și prin munca mea. Adică să ne imaginăm una dintre profesiile pe care noi, cu canoanele noastre estetice și profesionale, le-am numit umile. Da? Ceea ce nu găsim așa ceva în Sfânta Scriptură. Iată, Apostolul Pavel nu spune că sclavii sunt ființe mai puțin valoroase. Dar să zicem că cineva merge la serviciu și, nu știu, se ocupă de salubrizarea acelui mediu. Da? Spală pe jos, eu știu. Dacă persoana aceea face lucrul ca pentru Domnul, da? Asta înseamnă că cel care dă cu mopul acolo trebuie să-și imagineze că imediat după ce dă el cu mopul, cel care intră pe ușă este Domnul. Ori noi ce facem de foarte multe ori? Dăm cu mopul în grabă și, eu știu, superficial, că zicem, lasă că ajung eu diseară la biserică, acolo îl slujesc eu pe Domnul. Nu, Domnul intră pe ușa aceea, pășește pe scările pe care le-am spălat. Da? Domnul se uită la felul în care corectez lucrările studenților. Da? Trebuie evaluarea mea trebuie să reflecte evaluarea lui Dumnezeu. Domnul se uită la felul în care îmi îndrum studenții. Da? Domnul se uită la felul în care, la responsabilitatea cu care îmi tratez cercetarea. Fac cercetare ca academic doar ca să scriu maculatură, o maculatură bine cotată care mă va propulsa profesional, folosesc cariera doar ca pe un ascensor social sau îmi fac cercetarea cu adevărat ca să îl cunosc pe Dumnezeu și să răspândesc cunoștința lui Dumnezeu în jurul meu. Da? Vedeți, se poate face și într-un fel și în altul, titlul rămâne același, dar da, la sfârșit... Da? Unde ajungem? Iată ce spune Apostolul Pavel. Da? Da. Și e valabil cu privire la orice profesie. Vă rog. Spune în felul următor.
După ce zice să faceți din toată inima, să puneți ca pentru Domnul, adică Domnul se bucură, El culege roadele, El se bucură sau se întristează din cauza muncii noastre. Nu ca pentru oameni, ca unii care știți, și aș zăbubi un pic și la nu ca pentru oameni. Știți de ce? Pentru că noi de foarte multe ori ne facem treaba la serviciu în măsura în care sau atâta cât spunem noi merită oamenii. Suntem în măsura în care considerăm că cei din jur merită. Dom'le, nu merită să-mi bat capul, nu merită să să depun atâta efortul, nu merită să transpir oricum aici. Oricum nu vă vor plăti mai mult. Oricum mă plătește mai mult sau mai zic unii, timpul trece, leafa merge și cu eforturi mai mici, tot același salariu îl iau și așa mai departe. Am spatele asigurat, dar apostolul spune, nu ca pentru oameni, nu ca pentru carieră, nu ca pentru șef. Șefii poate nu merită. Da, sunt foarte mulți șefi care nu merită devotamentul nostru. Dar apostolul Pavel spune, devotamentul de la locul de muncă trebuie să reflecte ce merită Domnul, nu ce merită șefii. Da. Și Domnul merită tot. Foarte frumos. Da. Sună atât de bine. Și spune, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Aici. Incredibil. Adică noi credeam, da, dacă aș fi fost unul dintre acei robi, aș fi zis, eu credeam că trebuie să-mi termin treaba, să merg seara la biserică istovit, da, secătuit de puteri, fac ce fac acolo, ce mai pot face și pentru asta primesc răsplata moștenirii. Dar apostolul Pavel spune, nu, răsplata moștenirii, da, răsplata eschatologică, răsplata împărăției lui Dumnezeu. Răsplată primești și pentru ce ai făcut în acele 8, 10, 12 ore de muncă până ajunge la biserică. Deci aici nu este vorba despre cântare, despre rugăciune, despre repetiția de cor, despre predicare, despre dărnicie, nici măcar despre a face curat în biserică. Se vorba despre activitățile cele mai umile pe care le prestau niște sclavi. Da. Și apostolul Pavel spune, dacă vă faceți bine treaba. Și în alt loc spune Scriptura, mulțumiți, da, trebuie să faceți lucrul ăsta și când aveți stăpâni greu de mulțumit. Pentru că o faceți nu ca pentru oameni, ci ca pentru Domnul. Ei, dacă aceste ființe atât de disprețuite, acestora li se pretinde o calitate care îl onorează pe Dumnezeu, o calitate a muncii care îl onorează pe Dumnezeu, care nu aveau niciun drept. Oamenii aceștia nu aveau niciun drept, nici măcar dreptul să se căsătorească. Căsătoriile lor, și dacă se căsătoreau, nu erau recunoscute în societate. Dacă aveau copii din aceste căsătorii, copiii nu le aparțineau. Copiii erau ai stăpânilor lor. Asta se nășteau cu statutul de sclav în continuare. Sigur, copiii puteau fi vânduți după aceea, după ce se nășteau sau după ce erau crescuți sau... Deci, nu se bucurau de niciun drept. Nu aveau drepturi de proprietate. Deci dacă asemenea oameni, categoria aceasta specială, a avut atâta prețuire în ochii lui Dumnezeu. Și îl puteau onora pe Dumnezeu cu munca, îl puteau onora pe Dumnezeu cu munca lor, cu cât mai mult trebuie să-L onorăm noi pe Dumnezeu cu munca noastră, care ne bucurăm de atâta drepturi, care... Ne bucurăm de protecție, ne bucurăm de pensie, de siguranța de care ne bucurăm și așa mai departe. Pozițiile sunt și privilegiile sunt incomparabile, nu-i așa? Dar principiile rămân aceleași. Foarte frumos. Domnule profesor, ascultându-vă, mă gândeam, zic, ce bine ar fi fost ca materialul acesta să fi fost pus într-un format de curs și, să spunem așa, multiplicat, prezentat în diverse forme tuturor categoriilor de tineri, în special celor care încep o carieră, pentru că este foarte importantă înțelegerea aceasta. E prima dată când aud și când înțeleg și eu mai multe aspecte, unele le învățase din propria experiență și dar când ți se prezintă așa într-un mod didactic, este foarte, foarte important. Acum vă dau o veste și o propunere pe de altă temă. Ne apropiem de final, dar pentru că mai am o mulțime de întrebări și vreau să privim aspectul acesta al muncii pe principiile biblice și în relație cu lipsa muncii, cu lenea, apoi ai vrea să vorbim despre munca în exces, despre munca și iubirea de bani, pentru că se leagă dorința aceasta de a avea mai mult. Vă propun să facem și a doua emisiune, dacă sunteți de acord pe tema. Da, sigur. Pentru sigur. Că discuția ar fi păcat să o trunchem acum. Da, pentru că n-am apucat să vorbim despre patologiile muncii. Exact. Da? Adică, cum spuneați, excesul... Oricum, acum a fost o explicație extraordinară. Practic, am văzut clar etapele acestea de la ce s-a întâmplat înainte de cădere, după cădere și ce spune
Noul Testament, ce spune Sfânta Scriptură. Acum, după... Am pus niște temelii teologice, biblice, da. După care, într-adevăr, discuția trebuie să meargă și către laturi mai practice ale subiectului. Vă rog, haideți să încheiem cu o concluzie emisiunea din seara aceasta și cu prima ocazie când sunteți disponibili, continuăm cu partea a doua. Cu siguranță e o temă care nu merită trecută așa cu vederea. Da. Pe mine m-ați impresionat cu privirea aceasta. Am asistat la multe cursuri despre muncă, despre eficiență, despre atitudine în față de muncă, despre perseverență, despre seriozitate, inclusiv din punct de vedere creștinesc. Dar așa o prezentare merită luată, să spunem așa, pas cu pas și pusă așa cum trebuie, astfel că să fie utilă multe, dar și eu sigur că va fi foarte apreciat. Cu ajutorul lui Dumnezeu, da, da. Așa că o concluzie din punct de vedere teologic a ceea ce învăț, vă rog să trageți o ultimă idee și continuăm în partea a doua. Da, concluzia pe care o putem trage în urma discuției noastre biblice, teologice, este aceea că suntem chemați de Dumnezeu să-L onorăm cu tot ceea ce suntem și facem. Nu doar prin moralitatea noastră, nu doar prin caracterul nostru religios, să spunem așa, nu doar prin pioșenia noastră manifestată religios, suntem chemați de Dumnezeu să-L onorăm pe El, să-I manifestăm gloria, să-L trăim pe Hristos în absolut orice context. Inclusiv în contextul profesional, și când îl trăiești pe Hristos în context profesional, nu înseamnă doar că nu te compromiți moral. Aceasta este dimensiunea morală, dimensiunea etică a muncii. Când îl trăiești pe Hristos în context profesional, faci totul ca pentru Dumnezeu. Domnul Hristos a spus, Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez. Asta înseamnă că lucrarea mea concretizează lucrarea Tatălui pe pământ. Să ne imaginăm întotdeauna când suntem la serviciu, că lucrul mâinilor noastre concretizează, materializează lucrarea lui Dumnezeu. Ce ar trebui să iasă de acolo? Și pentru aceasta vom fi răsplătiți în veșnicia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute. Slavă Domnului! Vă mulțumesc foarte mult pentru seara aceasta. A fost o încântare. M-am simțit extraordinar și încurajat. Mulțumesc. Și continuăm pe partea a doua. Stimați prieteni și dumneavoastră, vă mulțumim pentru seara aceasta. Ne pare rău că întrerupem aici. Discuția va continua într-o nouă emisiune. Până data viitoare, noi vă salutăm și vă spunem la revedere!